De români care au rămas izolați în străinătate s-au întors noaptea trecută în țară. Două aeronave pline cu români au aterizat pe aeroportul Henri Coandă din Madrid și Barcelona. Bucuroși că au ajuns în siguranță acasă, oamenii au povestit că nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Dacă unii au plecat să muncească peste hotare, alții au fost în vizită la cei dragi și nu s-au mai putut întoarce. 7 bilete le-am pierdut, care mi le-au luat copiii. Am zis că nu mai ajung acasă. Cum a fost această perioadă departe de casă? Foarte greu. Foarte greu, am plâns foarte mult. Pandemia de coronavirus i-a prins pe mulți români departe de casă, dar în preajma celor dragi. Este și cazul acestui bărbat care a plecat pentru câteva săptămâni să-și vadă nepoțica în Spania. De pe 21 martie nu a mai reușit să se întoarcă acasă, iar ca el sunt mulți conaționali. Ne-am dus pentru 10 zile și ne-a apucat prăpădu și am rămas până acum. Ce ați simțit când ați pășit în România? Simțit așa o căldură sufletească adevărată. Este sentimentul pe care îl descriu majoritatea românilor care se întorc acasă. După ce a petrecut ultimii 20 de ani la muncă în Ibița, Andrei Rus a decis să revină definitiv în România. Am lăsat totul pentru că am o vârstă și vreau să mai petrec vreo 30 de ani și la munte, la cabană, în Munții Apuseni. Oamenii povestesc că la urcarea în avion au avut la dispoziție o sticlă de apă și șervețele dezinfectante, însă nu s-a respectat distanțarea socială. Zborul a fost ok, dar plin și nu prea am avut așa distanțare, adică am fost unul lângă altul. Nu ne-am așteptat. Însă cu toții au fost bucuroși că au ajuns cu siguranță în țară, după luni întregi rămași blocați în Spania. Cei mai mulți dintre ei au avut chiar și 7 zboruri anulate. Unii s-au întors pentru a-și rezolva anumite urgențe medicale, alții pentru a-și pune la punct afacerile. Urmează să stau până mi se va deschide hotelul. Hotelul meu va intra într-o mini-reformă și s-ar putea să stau în țară până la sfârșitul decembrie. Oamenii au fost nevoiți să completeze în aeroport o declarație pe proprie răspundere că vor sta în izolare la domiciliu 2 săptămâni. Până pe 24 mai sunt așteptate alte 5 zboruri cu românii aflați în alte țări europene, precum Franța sau Marea Britanie.